Bine v-am regăsit la Wikimedica Live, un concept al rețelei de sănătate Regina Maria. Sunt Bianca Pădurean, iar alături de mine se află domnul doctor Bogdan Chiroiu, medic primar, radiologie și imagistică medicală la Spitalul Regina Maria din Cluj. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Cu drag, seara bună. Astăzi vorbim despre histerosalpingografie. Ei bine, ce este această histerosalpingografie sau pe scurt HGS? HSG, exact. Păi, histerosalpingografia e o denumire stufoasă pentru o examinare simplă. Practic este o examinare radiologică a aparatului genital feminin, care se realizează foarte simplu prin introducerea unei cantități mici de substanță de contrast, prin canalul cervical și urmărirea ei cu ajutorul aparatului de radiologie la nivelul canalului cervical, cavității uterine, trompelor și peritoneului. Știu că poate părea naiv o astfel de întrebare, dar cine realizează o astfel de investigație? În mod normal și legal, examinarea trebuie făcută de medicul radiolog. Este singur care are permis emis de CNCAN, care îi permite să lucreze în secția de radiologie unde se face această examinare. Deci, repet, medicul radiolog este cel care ar trebui să facă această examinare radiologică. Nu asistenta de radiologie, nu un medic rezident nespravegheat, nu medic de altă specialitate, ortoped, ginecolog, chirurg sau orice altceva, strict medicul radiolog are dreptul de a efectua, de a interpreta și de a redacta un rezultat pentru această examinare. Domnule doctor, când este recomandată această examinare HSG? Cea mai frecventă indicație este în cazul cuplurilor cu probleme de infertilitate. Deci cuplul care au o perioadă de mai mult de 6 luni în care nu reușesc să obțină o sarcină. Apoi este indicat în mod frecvent pacientul la care există o suspiciune de malformații uterine, pentru a confirma și a stabili exact ce fel de malformație este. Pacientelor care au avut pierderi repetate de sarcini, la fel, putem diagnostica cauza pentru care s-au pierdut aceste sarcini. Pacientelor care au avut sarcini extrauterine, da? Deci în momentul în care pacienta care nici măcar, să zic, nu-i căsătorită, da? Are o sarcină extrauterină din întâmplare, da? Fiindcă la noi în țară marea majoritate sunt rezolvate, ajung să fie rezolvate prin operații. Prima întrebare pe care o pune pacienta după ce trece de operație este: domnul doctor, eu pot să mai fac copii pe cale naturală sau nu? E, ca să-i răspundem la această întrebare, da, pacienta trebuie trimisă la o histerosalpingografie. Da? Și atunci această informație este foarte importantă, chiar dacă ea nu-și dorește în momentul respectiv copii. Da? Pentru că această informație, că poate sau nu poate obține o sarcină pe cale naturală, îi poate schimba anumite decizii în viață. De asta noi încurajăm, da, medicii care au paciente cu sarcini extrauterine să le trimită, pentru că de obicei sarcinile extrauterine apar mai frecvent la paciente cu probleme la trompe. Trompe slab permeabile, trompe care au trecut printr-o anexită, printr-o răceală, să zicem așa, trompe care rămân după inflamație cu tot felul de găurele între ghilimele, da, ca și cum avem un drum cu gropi. Și aceste gropi, da, în ele, practic, embrionul se blochează și facem sarcină extrauterină. Și atunci s-ar putea ca noi să constatăm că degeaba ea mai are o trompă pe partea cealaltă, bună între ghilimele, la histerosalpingografie să constatăm că, de fapt, e cu gropi și va face acolo tot o extrauterină. Da? Deci cam astea sunt... și ar mai fi o indicație destul de frecventă, pentru care pacientele sunt îndrumate către noi, paciente care trec prin intervenții chirurgicale, fie de endometrioză, fie de reconstrucții tubare, deci acele desfundări, să zic așa, de trompe, operații, atunci când se pot face, la 3 luni, de regulă, se trimit la această histerosalpingografie de control, care confirmă, care identifică permeabilitatea trompei sau nu, după operația. Haideți să mergem un pic mai departe și să explicați celor care se uită la noi, care, de fapt, sunt punctual problemele de sănătate care pot fi descoperite prin această examinare. Ok, bun. Era să spun intervenție. Nu, pentru că nu este chiar intervenție, este o procedură de radiodiagnostic, da? Deci, practic, o procedură de radiologie în care doar pui un diagnostic. Da? Uh-huh. Nu este o procedură de radiologie intervențională în care, să zic, dilați un vas care este nozat sau să montezi un stent sau nu. Pur și simplu injectezi substanță de contrast și faci o radiografie.
Începând așa de la partea de jos, să zicem, primul lucru pe care îl evaluăm este canalul cervical. Pentru că unul din avantajele histerosalpingografiei față de alte examinări asemănătoare este că vizualizează canalul cervical. Un lucru foarte important, pentru că la nivelul canalului cervical putem găsi stenoze sau putem găsi sinechii uterine după sinechii de canal cervical după anumite intervenții, putem găsi polipi în interiorul canalului, putem găsi septe în cazul unor malformații. De asemenea, la nivelul canalului cervical putem identifica istmocelul. Istmocelul este practic un defect al peretului uterin care apare după operația de cezariană și care în România, din păcate, este subdiagnosticat. Da? Deci este practic un defect de fuziune, da? În urma intervenției cezariene, care la histerosalpingografie se poate identifica. De ce este important? Pentru că acest ismocel, da, dacă este destul de pronunțat, poate să ducă la riscul unei rupturi uterine în cazul în care pacienta își dorește o nouă sarcină. Da? Și atunci el trebuie identificat, apoi se completează cu un RMN de morfologie uterină care vede exact cât de subțire este peretele la nivelul acestui ismocel și știm dacă trebuie făcută o operație care să-l corecteze sau nu. Deci cam asta ar fi patologiile la nivelul canalului cervical. Apoi, mergând un pic mai sus, ajungem în cavitatea uterină. Aici, practic, histerosalpingografia vizualizează foarte okay, cavitatea uterină, vizualizează, în primul rând, dimensiunile ei, vizualizează forma ei, modul în care ea se opacifiază, în care se umple cu substanță de contrast, conturul ei și practic putem identifica o serie de patologii. Putem vedea în primul rând malformațiile uterine. Malformațiile uterine pot începe de la uterul infantil, acel uter foarte mic, la uter unicorn, deci jumătate de uter, uter bicorn, uter septat, uter arcuat, uter didelf, deci practic două utere complet separate. Practic, e foarte important să știm aceste malformații în ce clasă ne încadrăm, pentru că unele dintre ele se pot corecta chirurgical, altele nu. Bun, asta ar fi partea cu malformații uterine. Apoi, putem vedea în interiorul uterului prezența unor formațiuni. De gen formațiuni benigne, cum ar fi polipii, sau formațiuni chiar maligne. Putem vedea prezența unor cicatrici în urma unor intervenții care au fost făcute la nivelul uterului. De exemplu, sinechiile uterine, da, care apar după sarcini pierdute sau după chiuretaje sau histeroscopii sau orice intervenție care a fost făcută la nivelul uterului poate să lase aceste sinechii care ecografic nu întotdeauna se pot diagnostica, uneori se pot suspiciona, iar histerosalpingografia este cea care le confirmă, da, și evaluează gradul lor de gravitate. Deci asta practic la nivelul cavității uterine. Putem vedea tot la nivelul cavității uterine dacă un fibrom, să zic, pe care pacienta l-are, o patologie frecvent întâlnită la nivelul peletului uterin, dacă îi apasă sau nu pe cavitatea uterină. Motiv pentru care poate să rămână mai greu însărcinat sau să piardă o sarcină, sau dacă acel fibrom apasă pe colțurile uterului, să zic așa între ghilimele, practic colțuri pe unde pleacă trompele. Și dacă un fibrom pe care îl avem apasă pe aceste trompe la trecerea lor prin peretele uterin, e ca și cum țin cu piciorul apăsat pe un furtun și atunci trompa nu mai este permeabilă. Și atunci, la fel, când pacienta are un fibrom, da, vizualizat la ecograf, primul lucru se trimite la histerosalpingografie ca să știm dacă el o încurcă sau nu în obținerea unei sarcini. Bun, și apoi trecând mai departe, ajungem la trompele uterine, care practic sunt, să zic așa, standardul de aur, să zic, pentru această examinare. Ea practic este recunoscută pentru faptul că încă la ora actuală este metoda cu cea mai bună acuratețe în vizualizarea și evaluarea trompelor uterine. În ciuda altor examinări imagistice sau nu care au apărut între timp, pe care și pe acelea le facem, le efectuăm, este încă metoda care vede cel mai bine trompele uterine, poziția lor, calibrul lor, da? Evaluează permeabilitatea lor, da? Practic ne ajută în stabilirea unui diagnostic, mai ales în cazurile cuplurilor cu probleme de infertilitate.
absolut fantastic să putem avea atâtea informații din imagine. Dintr-o simplă radiografie, dintr-o așa spunem. Simplă radiografie, da? Da. Când deja toată lumea spune, păi a apărut computer tomograf, RMN. Da, numai că din păcate computer tomografia și nici RMN-ul nu vizualizează trompele uterine. Da? Ele sunt, trebuie să vă închipuiți, calibrul lor este foarte subțire, este undeva cam la 0,3-0,5 mm. Da? Deci sunt foarte subțiri, da? Așa spunem noi, ca un fir de păr. Da? Și nu ai cum să le vezi nici cu ecograful, nici cu CT-ul, nici cu RMN-ul. De aceea histerosalpingografia, care este o procedură destul de veche, să zic așa, din 1970 cel puțin știu că se făcea la nivelul Clujului, da? Încă este o metodă foarte folosită pentru, mai ales în cazurile de infertilitate. Iar ultima etapă a histerosalpingografiei este evaluarea substanței de contrast care iese din trompele uterine, da, în peritoneu. Și aici, practic, evaluează cantitatea de substanță care iese în peritoneu și modul în care ea difuzează. Pentru că și aici ne poate ajuta, în sensul că dacă difuzia substanței de contrast nu este uniformă, ne poate sugera prezența unor aderențe intraperitoneale. Aderențele intraperitoneale, din păcate, nu se văd prin nicio metodă imagistică. Și toată lumea spune că are, ok, după operație, după o intervenție chirurgicală, are dureri, și probabil am aderențe, oare cum să le văd? Să vin la ecograf să le văd. Din păcate, nu se văd. Da? Deci aderențele nu se văd nici la CT, nici la RMN, și atunci histerosalpingografia ne poate ajuta parțial în măcar a suspiciona aceste prezența acestor aderențe, să zic așa, intraperitoneale. Bun, aș dori să vă întreb cum se efectuează această examinare, efectiv, pas cu pas. Practic, ea se efectuează în primul rând în secția de radiologie, da? Deci clar ai nevoie de un aparat de radiologie care numai acolo poate exista, într-o secție de radiologie. De regulă, examinarea se face undeva între ziua 5 și ziua 12 a ciclului menstrual, în general după ce se termină menstruația și înainte de a apărea ovulația, pentru a ne asigura în primul rând că pacienta nu este însărcinată. Deci există această fereastră de aproximativ 7 zile, în medie, în care recomandăm să se facă examinarea. De aceea, pacientele de obicei sunt programate cu o lună înainte, să zic așa, în funcție de ciclul ei menstrual. Deja pacienta, noi avem, să zic, locuri libere și ne sună în ziua 22 a ciclului menstrual, nu putem să-i facem examinarea, trebuie să așteptăm următoarea menstruație. Examinarea se face în regim ambulator, deci nu e nevoie de spitalizare, nu e nevoie de internare. Cu totul, practic, pacienta de când intră în secția de radiologie și până când pleacă cu CD-ul cu imagini, trec aproximativ 30 de minute, maxim o oră, să zic așa. În general, pacienta este consultată de medicul radiolog în sensul unei mici anamneze în care încercăm să aflăm motivul pentru care pacienta are nevoie de această histerosalpingografie, eventuale patologii care se suspicionează, practic să știm ce căutăm, da, cu această examinare. Să vedem dacă am mai făcut vreodată o histerosalpingografie, pentru că de multe ori am constatat că se mai întâmplă ca pacientele să mai aibă examinări făcute în alte centre și din cauza faptului regretabil că această examinare în multe centre e făcută defectuos, da, cu erori de diagnostic, vin pentru un second opinion, să zic așa, pentru această examinare, să o refacă din nou. Și de asemenea se face întotdeauna o ecografie abdominală simplă pentru a evalua poziția uterului. Este foarte important ca înainte de examinare să știm poziția uterului, pentru că poziția uterului depinde foarte mult de la o pacientă la alta, da? Și de asemenea depinde de gradul de umplere al vezicii urinare. Motiv pentru care noi recomandăm ca examinarea să facă cu vezica plină și pacientele care vin la această examinare știu că trebuie să se străduie să umple vezica măcar pe jumătate, să zic așa. Bun, deci cu asta un pic le chinuim între ghilimele să umple vezica. După care, dacă aceste, să zic, acești pași sunt efectuați, se trece la examinarea propusă în sala de radiologie. Examinarea e ca un examen ginecologic obișnuit, să zic așa, da? Cu o sondă foarte mică, medicul radiolog introduce în canalul cervical substanța de contrast cu o seringă mică, fărac.
Da? Deci cu o stringă micuță introducem o cantitate foarte mică, undeva între 1, 2, 3 ml de substanță de contrast, ceea ce este un avantaj extraordinar, spre deosebire de alte examinări, imagine și pentru uter și trompe, la care cantitatea de substanță care se introduce este mai mare. Deci noi introducem o cantitate foarte mică. Ce este important, această substanță trebuie să fie introdusă de către medicul radiolog. Medicul radiolog trebuie să fie în permanență alături de pacient în sala de examinare. El trebuie să injecteze substanța de contrast pentru că el trebuie să efectueze această procedură, da, mai repede sau mai încet, în funcție de necesități. Adică tot timpul trebuie să avem în sala de examinare un monitor, da, pe care noi trebuie să vedem ce se întâmplă. Unde introducem substanța de contrast, da, pentru că poate ea curge pe lângă, să zic așa, da? Dacă a ajuns în cavitatea uterină, dacă e o problemă sau nu, să știm când să facem pozele și când să ne oprim. Și atunci medicul radiolog trebuie să injecteze încet, cu o presiune ușoară, care uneori poate să fie crescută, da? Deci începem cu o presiune mică și dacă este nevoie și trompele nu merg ușor, se poate ridica ușor presiunea, atât cât e nevoie și mai important cât pacienta suportă, în sensul că până apar crampe, să zic, ca și la menstruație. Cam asta este limita pe care noi mergem. În momentul în care pe monitor medicul vede că substanța a ajuns la locul potrivit, da, el în sala de examinare, pentru că ar trebui să aibă consolă de comandă, el trebuie să fie dirijorul, între ghilimele, și el trebuie să fie cel care apasă pe buton și face radiografia la momentul potrivit. Deci este foarte important să nu faci examinarea în orb, așa cum se întâmplă, din păcate, în multe centre, în care o persoană, indiferent cine, vine, injectează foarte tare dintr-o dată, fără monitor, da, în orb, după care fuge afară și face o radiografie la întâmplare. Ăsta e motiv pentru care foarte multe paciente se plâng de dureri. Bun, deci medicul radiolog face radiografia, cel puțin două sau chiar trei radiografii, în funcție de ceea ce vede pe monitor. Pentru că dacă în momentul în care începe examinarea vezi deja o patologie prezentă la nivelul canalului sau la nivelul cavității uterine, deja știi că în acel moment trebuie să faci radiografia ca să surprinzi acea patologie, după care mergi mai departe. Da? Și atunci cel puțin două sau trei radiografii de obicei se efectuează. Asta înseamnă undeva cam, ca și durată, undeva 3 minute, să zic 2 sau 3 minute. Deci o procedură scurtă, să zic așa, rapidă. După care pacienta mai rămâne, să zic așa, în jur de 5 minute, pentru că substanța de contrast se evacuează, să zic așa, prin vagin în exterior, marea majoritate a ei, foarte puțin merge în peritoneu. După care golim complet vezica, cea mai bună veste pe care așteaptă pacienta, da, să o lăsăm să golească vezica, după care în aproximativ 10-15 minute primește CD-ul cu imaginile obținute și rezultatul teoretic cam după aproximativ 2-3 ore. Dar rezultatul verbal el primește pe loc. Deci în momentul în care a făcut examinarea, pacienta deja știe de la medicul radiolog care a stat tot timpul lângă ea, îi arătăm pacientei exact ce probleme am găsit sau dacă totul e în regulă, ea știe din acel moment. Nu pot să nu vă întreb dacă este nevoie de anestezie pentru HSG. În mod normal, nu. Deci, în mod normal, histerosalpingografia se face și trebuie să fie, sau ar trebui să fie făcută complet fără durere. Asta vă spun, având în spate o experiență de aproximativ 12.000 de examinări de histerosalpingografie pe care le-am făcut până în prezent, da? Și eu vă spun că examinarea asta făcută de noi nu doare. Din păcate, în multe centre, examinarea nu e făcută așa cum ar trebui. Și atunci o să întâlniți foarte frecvent paciente care se plâng că au făcut această examinare și că a fost foarte dureroasă. Practic se știe, între ghilimele, în popor, că această desfundare de trompe, cum e mai cunoscută de mămicile și bunicile noastre, să zic așa, da, este singura examinare care doare mai rău decât o naștere.
Deci pacientele vin în general foarte speriate la histerosalpingografie, pentru că fie citesc pe internet experiențe altor paciente, fie au părinți sau prietene care au făcut în alte spitale sau în alte centre această examinare. Și în alte ere. Nu neapărat, din păcate, și astăzi încă sunt multe spitale în care examinarea se face foarte dureros, motiv pentru care sunt centre care o fac cu anestezie generală sau cu analgosedare. La noi nu se face cu analgosedare, pentru că la noi examinarea nu doare. Și este prima promisiune pe care o fac pacientul în momentul în care intră în cabinet și pe care prima întrebare care mi-o pune, uneori nici nu ne salutăm, spune: domnul doctor, așa e că o să mă doară foarte tare. Și spun: nu. La noi, nu. Deci, sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite pentru că această examinare să nu doară. Nu e un secret pentru nimeni, da? Și ele sunt foarte simple. În primul rând, examinarea trebuie făcută cu vezica plină, sau cel puțin pe jumătate plină. Pentru că ne favorizează ca poziția uterului să fie mai pe spate, să zic așa, ca în fel de retroversie, și atunci substanța de contrast intră foarte ușor în cavitatea uterină, nu trebuie să forțăm. Al doilea lucru, acest fapt ne permite să nu folosim pensa de col. Pensa de col, da, cum popular se știe, este un clește cu care se perforează colul uterin, da, pentru a-l trage destul de tare și a pune uterul într-o poziție favorabilă, da, pentru ca persoana care injectează să injecteze mai ușor. E adevărat că este mai ușor pentru medic, să zic, să folosească pensa de col, dar este mai dureros pentru pacient. Și atunci primul criteriu, nu folosim pensa de col. Deci avem în cadrul Spitalului Regina Maria sonde de injectare foarte moderne și complet atraumatice, da, care nu lezează colul, care nu necesită pensă de col. Deci asta e condiția numărul 1. Apoi, aparatul pe care se face examinarea trebuie să fie un aparat modern care să aibă pe lângă funcția de radiografie și funcția de radioscopie. Adică, pe lângă poze, să poți să faci film, să faci un film live. Și, practic, funcția de radioscopie îți permite ție ca operator care face examinarea să vezi ce faci. Și pentru asta ai nevoie de încă un lucru, ai nevoie în sala de examinare de un monitor secundar. Deci nu este suficient ca asistenta care este în capul în celălaltă cameră, da, să se uite pe ecran, da? Trebuie ca tu, cel care injectezi, da, să vezi ce faci. E foarte important acest lucru, pentru că tu știi exact în funcție de ce vezi pe monitor, da? Cât de tare să injectezi, câte substanțe să mai injectezi, da? Cât este necesar. Bun. Și atunci, normal că injectând cu blândețe, da? Și știind exact că trebuie să injectezi puțin, da? Pe pacientă nu o doare. În momentul în care nu ai monitor, da? Și trebuie să injectezi în orb cu o seringă mare dintr-o dată, pe trompe care v-am spus au un calibru foarte redus, undeva la 0,305 mm, acolo se întâmplă o tragedie, pentru că trompele fac în acel moment un spasm tubar. Ca și cum vă pun o lanternă în ochi dintr-o dată, nu vă obișnuiți cu lumina, închideți ochii reflex. Exact asta se întâmplă. În momentul în care injectezi tare, trompele se strâng, apar niște dureri foarte mari, pacientele descriu ca și cum te taie cuțitul pe burtă pe viu, da? Și durerile sunt foarte mari și mai e un dezavantaj, faptul că uneori din cauza spasmului tubar, trompele nu merg. Substanța nu merge pe trompe. Și atunci îi se pune diagnosticul de obstrucție tubară și se trimisă la fertilizare in vitro. Și ea de fapt e nevinovată. De fapt ea avea trompe bune care au fost forțate într-o dată, fie că te grăbești, fie că, mă rog, din vari motive, da? Și atunci greșești și diagnosticul dacă te grăbești și injectezi dintr-o dată. Un alt criteriu, substanța de contrast care e introdusă trebuie să fie călduță. În momentul în care introduci o substanță de contrast rece, da, pentru că se știe că în toate secțiile de radiologie este frig, da, pentru că aparatele necesită 19-20 de grade, da, și la fel și substanța, trompele fac spasm. Da? Și la fel, iară un motiv de durere și de diagnostic greșit. Bun. Încă un lucru care trebuie menționat este ca medicul să aibă acea consolă de comandă. Deci el trebuie să aibă butoane în care el să poată să facă radiografia la momentul potrivit. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă în multe spitale, pentru că neavând această dotare opțională, medicul trebuie să injecteze tare, mult, după care lasă pacienta singură în sala de examinare și fuge în cealaltă cameră unde e doamna asistenta să facă radiografia. Până el fuge afară, din păcate, substanța de contrast iese,
Asta e motivul în care trebuie să injecteze foarte multă substanță la început, ca să fie sigur că mai rămâne până fuge să facă poza. Deci ca să nu o doară, trebuie să injectezi un pic și faci poza imediat. Da? Și atunci, normal că ai injectat un pic și toată lumea e fericită. Bun. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb cât de importantă este această investigație de care ne-ați spus în identificarea cauzelor de infertilitate feminină? Da, acum fiecare își laudă ceea ce face, să zic așa, dar practic histerosalpingografia face parte din examinările care se solicită de către medicul ginecolog sau ar trebui să fie solicitate de către medicul ginecolog de la prima vizită pe care pacienta o face în cabinet, de la prima consultație. Practic împreună cu spermograma, histerosalpingografia ne orientează de la început să știm dacă avem cel puțin o trompă permeabilă sau nu, pentru a putea discuta mai departe de o sarcină pe cale naturală sau cu tratamente mai ușoare. Asta era următoarea întrebare absolut naturală, dacă ajută în obținerea ulterioară a unei sarcini. Absolut. Dacă trompele sunt bune, să zic între ghilimele, măcar una dintre ele, da, automat pacienta și medicul ginecolog au undă verde să încerce să obțină o sarcină, fie pe cale naturală, fie prin seminării intrauterine, bazându-și pe faptul că, practic, prin această procedură noi și spălăm, între ghilimele, trompele, da? Și atunci dopuri de mucus sau cheaguri de sânge, dacă sunt pe ele, se duc, trompele fluieră, între ghilimele, așa spun doamnele, da? Și atunci foarte multe paciente ne sună în lunile imediat următoare după histerosalpingografie să ne anunțe cu bucurie că au și rămas imediat însărcinate după, între ghilimele, desfundarea de trompe. Așa e cunoscută procedura, desfundare de trompe, te duce, desfundă trompele, după care rămâi însărcinată. Practic, noi cu substanța spălăm un pic trompele și atunci mărim șansele. În schimb, dacă trompele nu sunt permeabile, din start trebuie să știi acest lucru, pentru că pacienta, în momentul în care problema e la trompe, lucrurile sunt complicate și trebuie direct discutat despre fertilizare in vitro. De asta e foarte important această procedură să fie făcută de la început în evaluarea unui cuplu cu probleme de infertilitate. Din păcate, la noi în țară se întâmplă ca acest lucru să nu fie chiar așa și vin paciente care spun: domnul doctor, de 8 ani de zile fac tratamente hormonale și stimulări ovariene și din păcate trompele nu mi-au fost verificate. Și ea vine trimisă de o prietenă, de o coafeză, de orice altcineva decât medicul ginecolog la care ea merge. Pentru că medicul ei, din păcate, nu a trimis-o nici la spermogramă și nici la verificare de trompe. Bun. Vreau să vă întreb dacă există contraindicații la această examinare. Da, nimic nu e perfect pe lumea asta, să zic așa. Și atunci există câteva contraindicații absolute pe care încercăm să le respectăm. Și anume, în primul rând, examinarea nu trebuie făcută la paciente însărcinate. Deci sarcina este o contraindicație absolută pentru histerosalpingografie, motiv pentru care, v-am spus, se face între ziua 5 și 12 a ciclului menstrual, deci practic înainte să aibă loc ovulația, pentru a fi sigur că în momentul examinării ea nu este însărcinată. Iar suplimentar, condiționăm ca pacienta în luna examinării, de când s-a terminat menstruația până în ziua care facem examinarea, să nu aibă contact sexual neprotejat. Pentru că s-au mai întâmplat cazuri în care pacienta a avut contact sexual înainte de perioada fertilă și a obținut o sarcină, iar noi nu putem diagnostica dacă pacienta, să zic, este însărcinată de 2-3 zile, între ghilimele. Da? Și atunci prima contraindicație să nu fie însărcinată. A doua contraindicație absolută este ca pacienta să nu fie la menstruație sau să aibă sângerări de altă natură neexplicate în afara perioadei de menstruație, pentru că, în primul rând, sângele interiorul cavității menstruale ne încurcă în a face examinarea, plus că pot apărea artefacte pe examinare. Iar între ghilimele, contraindicație sau limitare, să zic așa, ar fi faptul că avem o problemă cu greutatea. Din cauza aparatelor de radiologie în care pacienta este suită, să zic așa, cu totul pe aparat și limitării, pacientele supraponderale cu greutate peste 100 de kilograme, să zic așa, cel puțin centrul nostru nu reușim să le facem. Și atunci le orientăm către alte metode, să zic așa, alternative. Domnule ajutor, au început să vină și întrebările de la cei care se uită la noi. Avem o întrebare legată de o rană pe colul uterin pe care a tăiat-o, așa s-a exprimat, și dacă se poate să mai facă o altă rană. Mă gândesc că a cauterizat-o. Da, numai că această patologie, din păcate, nu are legătură cu partea de radiologie, ar trebui adresată către un medic ginecolog. Dar, apropo de întrebare, haideți să vă spun altceva. Ne-a deschis așa o portiță.
O altă limitare, să zic, o îngreunare, să zic așa, a histerosalpingografiei este la pacientele care au avut o conizație. Da? Deci, practic, următoarea întrebare este chiar legată de conizație. Sunt șanse după conizație să rămână sărcinată natural? Da. Numai că la întrebarea asta ar trebui să răspundă mai mult medicul ginecolog. Eu o să vă răspund legat de întrebarea asta tangențial. Și anume, în urma unei conizații, teoretic, histerosalpingografia se face un pic mai dificil, pentru că practic ne modifică un pic anatomia la nivelul canalului cervical și atunci de multe ori injectarea nu mai putem face în canalul cervical, ci direct cu o sondă mică intrauterin. Și atunci pacientele care au conizație ne putem aștepta ca la histerosalpingografie să sărim peste partea de diagnostic a canalului cervical. Da? Deci pe noi un pic ne încurcă între ghilimele conizația la efectuarea examinării, în sensul că ne limitează un pic, să zic, ca și diagnostic pe bucățica de canal cervical. Mai avem o întrebare. În urma unei sarcini oprite din evoluție, urmată de curetaj aspirativ, recomandați să se efectueze o histerosalpingografie sau histeroscopie sau nu este necesar? Precizez că sarcina a fost obținută prin fertilizare in vitro. Da, acum și la această întrebare, teoretic, medicul ginecolog ar trebui să răspundă, pentru că indicația de histerosalpingografie trebuie să o facă medicul ginecolog. Acum, în general, eu vă spun din prisma mea ca radiolog, în care pacientele sunt trimise pentru sarcini oprite sau după curetaje. În general, după o sarcină oprită în evoluție, se merge pe prezumția de nevinovăție, să zic așa. Și anume că uterul s-a curățat ok și că totul e în regulă și dacă pacienta nu se plânge de modificarea ale menstruației, în care spune domnul doctor, menstruația nu mai e la fel. Deci după ce am făcut acel curetaj, s-a modificat, e mult mai puțină, ține mai puține zile, cantitatea, atunci suspicionăm că ceva s-a întâmplat și că poate pereții uterului s-au lipit, apar acele sinechii uterine și histerosalpingografia poate să diagnosticheze acest lucru. Dar dacă nu se întâmplă acest lucru, de regulă nu se cere direct histerosalpingografie, ci se recomandă pacientei de medicul ginecolog să încerce să obțină o nouă sarcină. Dacă, în schimb, pacienta a obținut ușor prima sarcină, pe care să zic a pierdut-o, după care nu se mai întâmplă, atunci este trimisă la histerosalpingografie. Da? Pentru că bănuim că ceva s-a întâmplat și ca să excludem aceste sinechii uterine sau afectarea trompelor, se trimite la histerosalpingografie. Mulțumim pentru răspunsuri. Mergem mai departe și, pentru că ați început și ne-ați spus despre contraindicații, aș dori să vă întreb și dacă există riscuri. Da, ca orice lucru bun pe lumea asta, da, are și riscuri. Sunt foarte mici, dar ele există. În primul rând, ca orice manevră minim intervențională unde curge cel puțin o picătură de sânge, să zic așa, există riscul unei infecții, motiv pentru care la toate pacientele noi recomandăm tratament cu antibiotic preventiv, care îl recomandăm din ziua examinării, timp de cel puțin 3 zile. Deși n-am avut niciodată nicio infecție după această examinare, cel puțin de care noi să știm, suntem foarte cuminți și mergem pe această prevenție. De asemenea, există riscul ca după examinare să apară mici crampe, mici dureri ca și la menstruație, timp de 2-3 zile. Pot să apară, îmi cer scuze, mici sângerări, da? De regulă 2-3 picături, care trec, să zic, în maxim o zi. Ca și riscuri. Să povestim un pic de riscul de iradiere, pe care din păcate, multe persoane îl amplifică, să zic așa, nejustificat. Trebuie să țineți cont că doza de iradiere pe care pacientul o primește la o histerosalpingografie sau la o radiografie digitală în general, mai ales cu aparatele care lucrăm noi, este foarte mică. Ea este undeva în jur de 0,01 milisievert, ceea ce echivalează, ca să înțeleagă orice persoană neavizată, cu iradierea naturală pe care ea o primește mergând pe stradă în mod obișnuit în interval de 1-2 luni, să zic așa. Sau, tot ca și comparație ușoară, o radiografie digitală iradiază cât primești ca iradiere la o călătorie cu avionul până la Paris. Deci, practic că faci o histerosalpingografie, da, cu două radiografii, înseamnă că în ziua aia tu mergi până la Paris dus întors cu avionul. Ceea ce ar trebui să știe persoanele care fac o radiografie și care vin în speciul de radiologie, este că în decursul unei vieți obișnuite,
95% din iradierea pe care o ia corpul uman este iradiere naturală, adică iradierea cosmică în primul rând. Da? Se știe că Pământul este bombardat în permanență de o grămadă de radiații și pe care avem noroc că atmosfera le filtrează în foarte mare măsură. Și atunci, 95% din iradierea care totuși trece prin atmosferă, da? Deci 95% din iradierea pe care noi o primim este această iradiere cosmică, aproximativ 2% este iradiere artificială dată de antene, GSM, radio, televiziune și încă 3% este în medie iradierea medicală pe care pacientele o primesc cu ocazia în medie radiologiei, scintigrafiei și toate examinările care sunt iradiante. Dar tot ca și comparație, pentru că frecvent avem această întrebare în care pacientele ne spun: domn doctor, îmi fac iar o radiografie, dar și anul trecut mi-am făcut o radiografie și iară trebuie să mă iradiez. Și între timp din istoricul ei constatăm că între timp a făcut încă 2 computer tomografii. Computer tomograful este o examinare mult mai radiantă decât radiografia. Practic, doza de iradiere ca și comparație între radiografie și computer tomograf este undeva la câteva sute de radiografii, echivalează o computer tomografie. Deci pacienta care își face un computer tomograf, da, face câteva sute de radiografii simultane. Computer tomograf pe care ea și-l dorește, pentru că e la modă să faci câte un computer tomograf, așa cum spun doamnele, din cap până în picioare, dacă s-ar putea să se vadă tot. Bun. Și atunci, pentru o simplă radiografie, nu trebuie să ne facem absolut nicio problemă. Da? Deci, tot timpul punem în balanță riscul și beneficiul. Da? Și tot timpul le spun pacientelor care vin în spital să facă o histerosalpingografie că cel mai mare risc pe care l-au avut în ziua respectivă este faptul că au venit cu mașina până la spital să facă această examinare, pentru că numai în România mor în fiecare zi în medie cam 5 persoane în accidente rutiere. Da? De la o radiografie încă n-au ajuns să moară 5 pe zi și atunci nu asta e grija, să zic așa, care trebuie să ne facem că facem o radiografie. Eu fac în fiecare zi cu fiecare pacientă câte o radiografie prin faptul că stau cu ea. Da? Și atunci, dacă ar fi să fie o problemă, eu aș fi primul care trebuie să o am. Deci, pentru iradiere, nu ne facem griji. Dar, tot ca și o paranteză, iradierea, apropo de infertilitate, iradierea se acumulează pe ovare, pentru că ovocitele le avem prezente încă de la naștere. Ne naștem cu acea rezervă ovariană. Ăsta e motivul pentru care la o domnișoară sau o copilă, să zic așa, tânără, evităm pe cât posibil să facem un computer tomograf, mai ales pe zona pelvisului. Pentru că ea cu acele ovare, cu acele ovare iradiate la 13 ani, va face copii la 35. Deci, practic, doza pe care a acumulat-o în tinerețe, da, rămâne în corp. Da? Și atunci, tot timpul, atunci când avem o metodă alternativă, cum ar fi RMN-ul, da? RMN-ul de pelvis, apropo de partea de imagistică, da, vedem mai bine decât computer tomograful în general pelvisul și e și neiradiantă. Și atunci medicul radiolog este cel care tot timpul va sfătui medicul ginecolog ce examinare radiologică ar fi cea mai bună pentru pacientă. Mai avem o întrebare. Bună seara, am 37 de ani și într-un an de zile am rămas de 4 ori însărcinată pe cale naturală, dar pierdute și fiecare sarcină nu a rezistat mai mult de 8 săptămâni. Doctorul ginecolog nu mi-a recomandat HSG, dar totuși cred că ar fi necesar. Ce recomandați? Da. V-am spus că una din indicațiile pentru histerosalpingografie, pentru care pacientele sunt îndrumate către serviciul nostru, este pierderile repetate de sarcini, pentru că, în primul rând, putem avea malformații uterine care se predispune la pierderea unor sarcini, gen, să zic, un uter septat. Un uter septat predispune la pierderea sarcinilor, mai ales, să zic, în primul trimestru, pentru că acel sept fibros, da? Nu permite dezvoltarea unei sarcini. Și atunci putem descoperi acest lucru. Sau putem descoperi în interior o patologie, da, care să, de exemplu, un polip uterin sau mai mulți polipi, care la fel să predispune la pierderea unor sarcini. Și atunci, bine, pot fi multe cauze pentru care probleme de trombofilie sau altceva, sau probleme genetice care se ducă la pierderea acestor sarcini. Dar înainte să mergi către aceste variante, trebuie să faci o histerosalpingografie, să vezi exact cum arată uterul între ghilimele pe interior. Pentru că ecografia vede foarte bine peretele uterin, dar cavitatea se vede cel mai bine fie printr-o histerosalpingografie sau printr-o histeroscopie.
Asta vreau să vă întreb dacă există metode alternative la HSG și care ar fi avantajele HGS-ului comparativ cu alte metode de investigare a trompelor uterine. Da. Bineînțeles. Există câteva metode, unele imagistice, unele ginecologice sau altele chirurgicale care pot parțial să evalueze același lucru ca și histerosalpingografia. Primul exemplu ar fi operația laparoscopică, da? Care permite injectarea de albastru metilen, asemănător ca la histerosalpingografie, prin canalul cervical și urmărirea substanței dacă iese prin capătul trompelor. Și atunci, dacă pacienta are, să zic, indicația unei laparoscopii pentru o altă patologie, oricare ar fi ea, da? Și știm că ea își dorește obținerea unei sarcini, în cadrul aceleași laparoscopii, da? Medicul ginecolog poate să efectueze și această injectare de albastru metilen, să vedem dacă trompele sunt permeabile. E adevărat că nu vede interiorul uterului, e adevărat că nu vede trompele pe interior, dar măcar vede dacă substanța iese prin capăt, dacă trompa e permeabilă sau nu, măcar una. Dezavantajul metodei este că necesită anestezie generală, să zic, da? Și dacă trompele nu merg, nu știm exact locul în care sunt blocate, pentru că tu vezi doar dacă în capăt iese sau nu sub substanța. Nu vezi pe interior unde s-a blocat, dacă s-a blocat la pornire, deci în peretele uterin, dacă s-a blocat la jumate sau unde a fost problema. Din păcate, această laparoscopie, în multe centre, să știți că se face pur și simplu un scop diagnostic pentru a vedea dacă trompele sunt bune. Ceea ce mi se pare un lucru exagerat. Deci atâta timp cât ai la dispoziție centre de radiologie, de imagistică, care pot să spună printr-o simplă radiografie dacă trompele sunt bune sau nu, tu să propui o operație ca să vezi dacă trompele sunt bune, mi se pare un lucru exagerat. E ca și cum soțul meu se lovește la genunchi, la schi, da? Și medicul ortoped spune, îi facem o operație să vedem dacă are fractură sau nu. Mult mai simplu se face o radiografie înainte și știi dacă trebuie operat sau nu. Deci asta ar fi varianta de laparoscopie. Bine, iar și alte avantaje. Avantajul că dacă, să zic, trompele sunt prinse în aderențe sau au o problemă, tot în aceeași operație le poți și ajuta, să zic, sau le poți curăța dacă nu sunt afectate rău. Dar doar ca și diagnostic, de regulă nu se recomandă direct laparoscopia cu injectare de albastru metilen. A doua metodă care se poate folosi pentru evaluarea cavității uterine și parțial a trompelor este sono-HSG-ul, deci sono-histerografia sau histerosalpingografia sau HICO-SIU, dacă e făcută cu substanță de contrast, este metodă tot imagistică, dar ecografică, care în cazul sono-HSG-ului simplu cu SER se injectează SER fiziologic și vezi cavitatea uterină și foarte slab trompele, dar măcar vezi dacă în cavitatea peritoneală a ieșit un pic de lichid. Și atunci spui că pe undeva măcar a ieșit, deci cel puțin o trompă e permeabilă. Acum nu știi exact cum arată trompele, nu știi care din ele, dar te ajută. Iar dacă o faci cu substanță de contrast, da, cu SonoView, de exemplu, poți să urmărești trompele, da, pe cel puțin o bucăt, o parțial sau uneori chiar în totalitate și să evaluezi permeabilitatea lor. Din păcate, acuratețea nu este la fel de bună ca și la histerosalpingografie. Pentru că, spre deosebire de histerosalpingografie, unde faci o simplă radiografie și trompele îți apar în toată splendoarea lor instant și le vezi pe toată lungimea, trompele nu au o poziție liniară. Și la ecograf trebuie să le cauți un pic, să urmărești trompa până în capăt să vezi dacă merge și dacă substanța iese. Și atunci, cred că în urmă cu aproximativ 10 ani, chiar o perioadă de aproximativ un an, când am avut la dispoziție substanțe de contrast și ecografice, am făcut comparativ la aceleași paciente și sonohisterosalpingografie sau HICO-SI și histerosalpingografie. Deci, efectiv, am făcut o comparație între cele două metode ca să știm gradul de acuratețe. Pentru cavitatea uterină, metodele sunt la fel de bune. Diferența e la trompe. La trompe, din păcate, histerosalpingografia, dacă este făcută corect și corespunzător, da, are o acuratețe indiscutabil mult mai bună. Și asta vă spun, având o experiență, v-am spus, de mii de examinări. Bun, avantajul sono-HSG-ului este că e o metodă ieftină și foarte ușor abordabilă, între ghilimele, pentru că poți să o faci cu un simplu ecograf pe care l-ai în orice cabinet de ginecologie. Da? Și atunci
Sono HSG, poți să faci, sau hai cu o zi, în orice cabinet, inclusiv la Câmpia Turzii, să zic așa, da? Orice cabinet de ginecologie are o sondă endovaginală, poate să facă un sono HSG. Dar când nu ai nimic, e bun și sono HSG-ul. Când ai o aparatură performantă, te duci către histerosalpingografie. Ăsta e motivul pentru care centrele de infertilitate, deci centrele de performanță care se ocupă strict de aceste probleme, ar trebui să aibă echipamente de histerosalpingografie, așa cum avem noi aici la Regina Maria. Bun, iar a treia metodă care ar putea să ne ajute, să zic, să înlocuiască parțial histerosalpingografia, ar fi o histeroscopie. Histeroscopia, practic, este o examinare pe care o face medicul ginecolog, în care cu o cameră video foarte micuță intră și vede canalul cervical și cavitatea uterină. O vedem mult mai bine decât o vedem noi la histerosalpingografie și în cazul în care și o patologie o și rezolvă. Dezavantajul este că histeroscopia nu vede trompele. Deci histeroscopia, te uiți în interiorul uterului și doar vezi ostiumul letubare, deci acolo unde trompa pleacă, iese din uter. Dar din păcate, mai departe, trompa, ce se întâmplă în peritoneu, nu ai cum să vezi la histeroscopie. Da? Și atunci, dacă te interesează trompele, din păcate, histeroscopia nu te ajută. Revenind la HSG, sigur are și limitări această investigație. Aș dori să întreb, care sunt limitele acestei investigații cavității? Cea mai mare problemă pe care o are histerosalpingografia este faptul că nu este accesibilă. Nu este accesibilă, cel puțin în România, sunt foarte puține centrele care își permit să investească într-o aparatură de radiologie performantă pentru histerosalpingografie. Deci aparatul de histerosalpingografie, pe care poți să faci histerosalpingografia corect și cu un diagnostic foarte bun și complet fără durere, necesită, în primul rând, trebuie să fie un aparat digital. Nu poți lucra pe aparate analogice din 1970, care făceau acele filme, dacă știți, radiologice, în camera obscură, în care asistentul trebuia să intre la întuneric și să pitrocească în revelator, apă intermediară, fixator, apă finală și după 10 minute să iasă cu radiografia și să spună: domnul doctor, nu a ieșit filmul, haideți să o luăm din nou de la capăt. Și atunci ai nevoie de un aparat digital care face poza instant, da? Și ca să știi exact în acel moment dacă e ok sau nu. Trebuie să aibă radioscopie, v-am spus să vezi ce faci, atunci un aparat digital cu radioscopie, cu consolă suplimentară în sala de examinare, cu monitor în sala de examinare, are un costuri care se ridică, din păcate, undeva între 200 și 500 de mii de euro. Iar un centru de ginecologie niciodată nu își va putea permite să investească jumătate de milion de euro într-un aparat de radiologie pe care să facă câteva histerosalpingografii. Din păcate, nu are cum, nu și-l amortizează. Și atunci, fiindcă în România există această problemă, în care centrele medicale sunt separate, adică ginecologia este pe o stradă, chirurgia este pe altă stradă, radiologia este în cartierul celălalt, da? Deci nici măcar nu sunt într-un spital monobloc în care radiologia să deservească întreg spitalul, da? Normal că un centru de ginecologie niciodată nu își va cumpăra un aparat de radiologie de jumătate de milion de euro, ci va cumpăra ecografe performante, își va cumpăra incubatoare, își va dota sala de operații cu un laparoscop performant, da? Și atunci, practic, pacienta nu are posibilitatea ca în fiecare județ din țară să aibă cel puțin un centru în care să-și facă o histerosalpingografie. Și la ora actuală, cel puțin în Cluj, pe o arie de aproximativ 10 județe în jurul nostru, cred că sunt undeva cam 2 sau 3 centre care fac histerosalpingografie la ora actuală. Deci principala limitare este limitarea aceasta, accesul la această examinare. Și implicit, costul ridicat. Pentru că automat e un cost mai ridicat decât la o sonohisterografie pe care o faci cu un ecograf care oricum îl ai în cabinetul de ginecologie, să zic așa. Un alt avantaj, o altă limită. Mi-am adus aminte acum de un avantaj al histerosalpingografiei care trebuie să vi-l menționez și apoi mă întorc la limite. Este faptul că histerosalpingografia, apropo de investigația trompelor, este singura metodă imagistică care diagnostichează salpingita ismică nodoasă. Salpingita ismică nodoasă, din păcate, este subdiagnosticată în România, da? Și ea, v-am spus, este acea patologie în care trompa e găurită, între ghilimele, da?
și care arată la examinare ca un aspect în popcorn, așa spunem noi. Deci o grămadă de gropi în care substanța iese prin trompă, să zic așa, de diverticuli, îi spunem. Aceste examinări alternative de care vă povesteam, sono-HSG-ul, da, de exemplu, nu poate vedea salpigita ispinică nouă-odoasă, care clar scade șansele de a obține o sarcină pe cale naturală și crește riscul de sarcină extrauterină. Și atunci, chiar dacă histerosalpingografia este o examinare mai scumpă, da, este mult mai performantă și cu un diagnostic mult mai bun. Bun. Mai vreau să spun de reacția alergică, ca și limită. Că multe paciente ne spun, domnul doctor, ce eu sunt alergică la substanța de contrast, da? Oare pot sau nu pot să fac o histerosalpingografie? Pentru că am auzit că este aceea substanță de contrast, ca și la computer tomograf, unde am făcut reacția alergică. Substanța de contrast este aceeași, dar cantitatea este complet diferită. Deci dacă la computer tomograf injectăm o cantitate undeva cam 100-150 de ml de substanță de contrast direct intravenos, cu un risc mai ridicat de a face o reacție alergică, la histerosalpingografie cantitatea este mult mai mică, între 1, 2, 3 ml și din care peritoneul merge cam 1 ml. Și am făcut această examinare inclusiv la paciente care erau alergice la substanță de contrast, care aveau un istoric alergii la substanță de contrast și care la histerosalpingografie nu au avut nimic. Pentru că, fiind cantitatea foarte mică, da, nu au avut cum să aibă alergie, apropo ca și limitare. Deci, reacția alergică nu constituie o limită. Ce am avut surpriza să avem reacții alergice au fost la Nospa, la Nurofen, adică la chestii uzuale pe care pacienta poate mai luase și înainte, dar fiindcă a nimerit un lot diferit, a pățit după HSG ca de la Nurofen să facă reacția alergică. Dar de la substanța de contrast încă n-am avut nici una. Domnule doctor, pe final vreau să vă întreb cât de importantă este experiența unui medic imagist în cadrul echipei unui centru de fertilitate și fertilizare in vitro? Să știți că în medicină lucrurile au avansat foarte tare în ultimii ani și radiologia, deci practic imagistica, a fost ramura din medicină care a avut cel mai mare beneficiu în urma digitalizării, să zic așa, care a apărut. Și medicii trebuie să înțeleagă în general că imagistica nu înseamnă numai ecografie. Pentru că, apropo de partea de infertilitate, da, pe care o abordăm, orice ginecolog are un ecograf și, din păcate, mulți consideră că este suficient acel ecograf. Trebuie să înțelegem că imagistica înseamnă și radiologie, și ecografie, și computer tomograf, și RMN. Da? Și ecografia nu este cea mai bună, să zic, nu este cea mai perfectă, să zic așa, metodă imagistică. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Și atunci când ai în centru de imagistică un radiolog, da? El întotdeauna te va ajuta să iei cea mai bună, să faci cea mai bună alegere pentru metoda imagistică pe care vrei să o recomanzi pacientei, să știi exact ce poți obține de la fiecare metodă imagistică. Și eu tot timpul am spus colegilor mei ginecologi, care lucram aici împreună în centrul Regina Maria, că eu ca radiolog niciodată nu fur pacientul unui ginecolog. Eu doar fac din el un doctor mai bun. Și dacă el înțelege acest lucru, are numai de câștigat. Foarte frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile date întrebărilor și de la noi și de la cei care s-au uitat la noi în acest moment. A fost alături de noi domnul dr. Bogdan Chiroiu, medic primar, radiologie și imagistică medicală la Spitalul Regina Maria din Cluj. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la noi și vă așteptăm și la alte ediții ale Wikimedica.